Bun găsit! Locuitorii localităților în care furnizor de servicii de apă și canalizare este operatorul regional ACTSA Suceava vor trebui să pună deoparte mai mulți bani pentru a achita facturile începând de la 1 ianuarie 2022. Noile tarife care intră în vigoare în două săptămâni sunt de 6,01 lei cu TVA pentru fiecare metru cub de apă potabilă consumat, la care se adaugă 4,69 lei metru cub pentru serviciile de canalizare epurare, tot pentru fiecare metru cub. Practic, pentru fiecare metru cub de apă consumat vom avea de plătit 10,70 de lei cu TVA inclus. Prețurile ar fi fost mult mai mari dacă nu s-ar fi aplicat TVA de 9% redus de la 19%, conform deciziei Guvernului pentru serviciile de utilități publice. În prezent, costul total al unui metru cub de apă consumat de la ACET este de 9,44 de lei cu TVA inclus. Practic, creșterea este de aproape 10% la furnizarea de apă potabilă și aproape 15% la serviciile de canalizare-epurare. Pentru agenții economici, care pot deduce TVA-ul, noile tarife ale ACET, valabile de anul viitor, sunt de 5,51 de lei pentru apa potabilă și 4,30 de lei pentru serviciile de canalizare epurare.